Vreau să vă prezint o mașină de tâmplărie produsă de firma Hammer, multifuncțională. Vreau să încep de la început cu circularul. Circularul este pornit. Avem aici o manetă în modul ăsta, e la neutru, adică nu lucrează nici circularul, nici abricul. Pornesc să vedem. Se conectează foarte ușor. În momentul ăsta am conectat circularul, îl pornim. Abricul nu lucrează. La circular avem o bară de ghidare a lățimii. Se poate de lucrat cât pe dreapta, atât și pe stânga. Dacă se întoarce, se introduce din partea aia. La circular, înălțimea tăierii o putem regla în felul următor. Avem aici, se racordează și avem o manetă care se dă circularul la înălțimea dorită, față de masă, până la zero. Adică în momentul când lucrăm cu abricul, geluiem, circularul putem să-l coborâm complet și aici să lucrăm, fără să ne încurcim. La circular îl ridicăm înapoi. Îl bătăm. Avem pentru tăierea unghiului, la moment e 90 de grade, adică foarte simplu. Se mai poate pune o scândurică. În felul următor se taie unghiul dorit, se reglează. Avem aici scărița. În partea dinspre mine și partea opusă avem și scărița în milimetri pentru circular, într-o parte sau în alta, depinde cum lucrăm. Pentru 90 de grade sau cât grade dorim, avem și un alt canal aici, în dependență cum ne trebuie să lucrăm, dreapta, stânga, mai departe. Avem aici abricul, îl conectăm de aici, de unde am conectat circularul, abricul e invers și se dă drumul. Vreau să spun, la circular avem 5.000 de rotații pe minut, la abric avem 8.000 de rotații pe minut. Se conectează sau unul sau altul sau neutru, niciunul, adică nu lucrează. Cuțitul la abric avem de 204 mm, două cuțite de 204 mm. Grosimea de rândeluire e până la 3 mm, de la 0 avem scărița. Se racordează atât la cât avem nevoie, până la 3 mm. Prima masă, a doilea e fixă. Avem și la circular, avem țavă și la abric, se pune când avem pentru aspirator, pentru carmiguș să scoatem afară. Se instalează în felul următor. La această mașină timplărie avem și reismus, adică grosimea lemnului îl facem. Merge tot la lățimea scândurii de 20 de cm, adică 200 de mm. Și avem maneta cu care dăm sau coborâm masa de lucru, grosimea maximală fiind de 110 mm. Cam asta am vrut să vă arăt. Avem
dacă lucrăm cu abricul de sub, poate instalat în felul următor. Și pentru rumeguș, pentru aspirator, tot aici. Ce mai vreau să spun? Îl vând la prețul de 8.000 de lei, ușor negociabil. Îl vând pentru că am mai multe utilaje și nu mă folosesc de el. Sau îl schimb pe 10 metri steri, scladometri, de lemn de tei pentru scândură, adus acasă. Mulțumesc pentru atenție. Vă rog, poftim, sunați. Am vrut să vă arăt, am uitat, bara asta de ghidare se poate instala și la abric, uite aici ea, și la abric și la circular se poate de reglat, un moment, se poate de reglat unghi de tăiere, se reglează cât dorim noi, și la abric și la circular, se reglează într-așa mod, adică se poate geluit sub unghi, cât și de tăiat sub unghi.